Luna trecută a fost sărbătorit Ramadanul și îmi propusesem să fac 5 clipuri despre 5 jucători de religie musulmană. Din păcate, n-am reușit, dar asta nu înseamnă că episoadele nu o să apară, doar că mai durează și sunt sigur că o să merite răbdarea voastră. Astăzi pentru voi am pregătit un super episod și anume povestea unuia dintre cei mai urâți, dar și iubiți fotbaliști din fotbalul contemporan și anume povestea vieții lui Paul Labil Pogba. Dacă doriți să vă faceți un super cadou vouă sau prietenilor voștri, intrați pe site-ul celor de la mrrichard.ro, linkul în descriere, și folosiți codul FACT pentru 10% reducere la comanda unui pachet cu un tricou de fotbal misterios. Dacă vrei să apari în clipul următor, poți cumpăra un tricou și să-mi dai tag mie și celor de la Mystery într-un story pe Instagram și un follow acolo n-ar fi rău. Deci fără alte adăugiri, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și să lăsați un like și un comentariu pentru că le citesc pe toate. Să înceapă clipul! Pogba s-a născut pe 15 martie 1993 în Lagny-sur-Marne, în Franța. Părinții lui erau din Guinea, migrând din Africa datorită sărăciei. Viitorul fotbalist mai avea încă doi frați mai mari care aveau și ei să devină jucători profesioniști. Micul Pogba arăta încă de la o vârstă foarte fragedă o înclinație către fotbal. Părinții săi aveau păreri mixte. Tatăl dorea pentru copiii săi un viitor stabil și insista ca aceștia să se focuseze exclusiv pe școală. Din ce mama vedea important ca și copiii ei să aibă și alte preocupări, astfel, îndrumat de către mama sa, la vârsta de 6 ani, Pogba se legitima pentru prima oară la un club de fotbal cu USE Roissy Ambry, baza echipei nefiind foarte departe de casă. Timp de 7 ani, francezul s-a dezvoltat în această echipă, crescându-și nivelul de inteligență fotbalistică. Apoi, Pogba se alătura unei academii profesionale de fotbal, USE Torcy, unde nu avea să petreacă decât câteva săptămâni, pentru că celebra fabrică de fotbaliști francezi Le Havre avea să pună ochii pe micul talent și la vârsta de 13 ani Pogba avea în față viitoarea sa carieră. Pogba avea să atragă atenția marilor cluburi din Europa și, surprinzător, giganții de la Manchester United puneau ochii pe talentatul francez. Diavolii roșii aveau să discute direct cu părinții lui Pogba, oferindu-le o sumă mare de bani pentru ca jucătorul să vină în Anglia, toate aceste tratative petrecându-se fără ca cei de la Le Havre să știe. Așadar, în 2009, la 16 ani, Pogba se alătura uneia dintre cele mai bune echipe din lume și semna un contract la junior pentru 2 ani. El avea să joace excelent pentru juniorii lui United, câștigând și un trofeu la categoria sa de vârstă. Însă, Pogba avea să facă un gest care șoca pe toată lumea. În 2012, Manchester United îi pusese pe masă francezului un contract de profesionist. Pentru oricine altcineva, acest lucru ar fi fost ca o mană cerească, semnând fără să se mai gândească. Însă Pogba avea să refuze oferta lui United. Dar o ofertă primită din partea celor de la Juventus Torino nu lăsa pe Pogba să dispară din fotbalul mare. Despre plecarea lui Pogba, cel considerat vinovatul numărul 1 era legenda lui United, Sir Alex Ferguson, care, din mai multe surse, nu avea o relație bună cu francezul. Este extrem de dezamăgitor ce s-a întâmplat și cum a putut trata cu atât de mult disrespect toată conducerea clubului. Totuși, dacă el va continua la fel de-a lungul carierei sale, mai bine să o facă în altă parte, spunea celebrul antrenor. În primul sezon jucat în Italia, Pogba a fost excelent, ajutându-și echipa să câștige Scudetto și își arăta în fața lumii fotbalului talentul imens fiind desemnat Golden Boy-ul acelui sezon. În Torino, Pogba devenea unul dintre cei mai importanți jucători din fotbalul mondial, fiind prezent în nominalizările la Balonul de Aur, jucând cu Juventus și o finală de Champions League pierdută cu Barcelona. Datorită înălțimii sale și stilului de alergat cu mâinile cât mai departe de corp, francezului i-a fost dată porecla de Caracatița, iar șuturile sale de la distanță deja erau o specialitate a casei pentru mijlocași. Ei bine, această perioadă senzațională la Juve pentru Pogba se sincroniza cu un declin constant a fostei sale echipe, Manchester United, care privea plângându-și în pumni cum a putut să lase așa un jucător să plece pe gratis.
În vara lui 2016, José Mourinho era numit antrenorul Diavolilor Roșii și odată cu numirea sa, echipa avea să aducă niște nume mari pe Old Trafford, precum Zlatan Ibrahimović, Henrik Mkhitaryan și protagonistul acestui episod, Paul Pogba. Transferul lui Pogba pe Old Trafford rămâne cel mai mare din istoria clubului, însă și-a meritat francizul suma de 105 milioane de euro, faptul că United a adus un jucător pe care îl pierduseră pe gratis cu ceva timp în urmă, cu o sumă așa de mare, făcea imposibil ca afacerea să fie una profitabilă pentru club. Deși la acea vreme cariera lui Pogba părea să fie doar în ascensiune, exact inversul avea să se întâmple. Primul sezon era începutul sfârșitului pentru mijlocaș, care nu mai era jucat în poziția sa obișnuită și contribuia în total la doar 9 goluri în 30 de meciuri, fiind mult mai interesat să-și arate pe teren frezele ieșite din comun decât abilitățile fotbalistice. Următorul sezon a fost și mai slab la Manchester United, însă când vine vorba de echipa națională, Pogba era parte din echipa cocoșului galic care ridica Cupa Mondială în Rusia, marcând un gol și în finala cu Croația lui Modric. Sezonul următor pe Old Trafford avea să fie cel mai bun statistic pe care l-a avut, însă inconsistența formei sale nu îi făcea cinste mijlocașului, tocmai acest termen de inconsistență fiind cel mai potrivit pentru a-i descrie cariera. În vara lui 2009, Pogba dădea de înțeles că timpul său cu Manchester era pe terminate, cu echipe precum Juventus sau Real Madrid fiind interesate de serviciile francezului, galacticii fiind cei care făceau o ofertă de transfer în valoare de 27 de milioane de euro plus James Rodriguez, pe care United o refuza, considerând-o sub valoarea mijlocașului. Următoarele sezoane au fost cam la fel, inconsistente și mediocre, Pogba fiind în prezent mai mult un jucător de rotație și nu o piesă importantă în formația engleză. Plecarea lui Pogba de la United ar fi un lucru necesar atât pentru el cât și pentru club. PSG este echipa care pare cel mai aproape de a-l transfera și cred că un prim transfer în liga sa natală i-ar face bine. Cariera lui Pogba îmi lasă un gust foarte amar pentru că această caracatiță putea să ajungă la nivelul unui jucător de tipul lui Zidane. Însă, din păcate, acum vorbim de Pogba ca despre un talent nu risipit, dar frustrant. Până data viitoare, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să vă abonați și să lăsați un like, de asemenea un comentariu. Aș vrea să le mulțumesc membrilor care au contribuit la realizarea acestui episod. De asemenea, dacă doriți să deveniți membri, aveți în descriere gradele și fiecare beneficii care vin cu acestea. Pentru voi, ca întotdeauna, eu am fost Leo, v-am pupat, ceau!